La Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, pe microrezervație, firește ca peste tot a venit primăvara. Primăvara înseamnă verdeață pentru animale. Înseamnă verdeață și pentru cerp. Are un amplasament, două amplasamente și alternativ le lăsăm accesibile pentru a avea timp iarba să se refacă. Restul animalelor primesc iarbă tăiată în tain. Ne gândeam chiar să le dăm drumul la muflon să pască, dar nu e simplu, fiindcă avem și mult puiet, mulți arbuști și nu vrem să-i compromitem, așa că o să primească iarbă tain. În această perioadă, firește, nu avem vizitatori, suntem doar noi aici. Noi împărțiți în trei echipe, o echipă care lucrează, una care este acasă la odihnă și o a treia echipă de rezervă. Avem o responsabilitate față de animale, în special delfinii care au niște cerințe speciale și, în consecință, trebuie să îi protejăm, protejându-ne și pe noi. Așa cum o facem, de exemplu, cu bătrânii noștri, care, cei mai în vârstă, care sunt mai vulnerabili, pe care îi protejăm stând în casă. Îi protejăm ne-l permițând virusului să evolueze și să propage și în felul acesta să fie mai bine pentru cei mai în vârstă, cei mai sensibili, cei mai vulnerabili. În această perioadă, aerul e mai curat. Toți ați observat, poate, cerul înstelat mai bine. Ați văzut luna care recent a fost în perigeu, ați văzut-o mai clar. În fiecare seară, dacă vă uitați, și au fost câteva serii și vor fi câteva serii luminoase, nenorate, cu cerul liber, veți vedea Venusul foarte strălucitor, ce seamănă cu un virus corona. Este doar o planetă, Venus, o planetă situată mai în apropiere în această perioadă de noi, dar mai mult vizibilă datorită aerului mai curat. Gândiți-vă cum s-ar vedea și cum văd astronomii sau cum văd observatoarele spațiale cerul în absența filtrului atmosferic. Ei, filtrul ăsta acum este mai curat. Atmosfera este mai puțin poluată. E adevărat că prețul petrolului a scăzut la niște minime istorice și se va menține probabil o perioadă destul de mult, de mare de timp. În ceea ce privește însă natura, se bucură. În multe orașe există animale sălbatice ce sunt văzute pe străzi. Sunt capre sălbatice, au fost văzută și o pumă în America de Sud pe străzi, coiot în America, coioți chiar au ajuns prin orașele mai mici, vizibili pe străzi. De ce? Liniște. Liniște care a permis acestor animale să ajungă și în zonele invadate de om. Zonele orașe, zonele care sunt, zicem noi, ale noastre. Sunt ale naturii și noi suntem tot ai naturii. Natură pe care poate că am supărat-o atunci când a decis să ne dea o lovitură serioasă, decopită și să ne pună bodniță. Natură care n-am respectat-o și n-am înțeles-o suficient. Am zis că este mai bine să cheltuim bani pe tot felul de prostii, pe armament, pe comunicații, pe bunuri de larg consum ce țin de lux, pe tot felul de elemente care până la urmă ne-au rămas mari. Ne-au rămas degeaba, ne-au rămas inutile, fiindcă armata trebuie să lupte cu un dușman microscopic de 10.000 de ori mai mic decât un milimetru. Când armata trebuie să lupte cu oamenii de a-i ține în casă, atunci când aceștia nu înțeleg și nu ascultă. Toate astea ne fac să reflectăm asupra poziției noastre în natură, asupra faptului că nu suntem noi decidenții, ci natura este în continuare, prin probabilitatea evolutivă a diversilor agenți patogeni, în continuare mama noastră, și să o respectăm, să o respectăm, să înțelegem și să vedem ce este important pentru toți. Noi la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, în această perioadă, îngrijim animalele, le pregătim pentru dumneavoastră, întrucât sperăm ca această perioadă de carantină și de închidere în case să se termine și odată cu ea terminată, probabil că autoritățile vor decide deschiderea grădinilor zoologice ca primă instanță, ca prim contact al omului cu natura, întrucât celelalte spații, muzee, și cinematografe, săli de diverse proiecții, săli care realizează aglomerații umane, aceste săli vor mai trebui să stea o perioadă închise, până când
progresiv vom vedea că ajungem să stăpânim, fie prin terapie, fie prin vaccin, fie prin izolare, fie prin alte mijloace, să stăpânim acest virus. Până la urmă îi vom da de cap. Însă trebuie să reflectăm, să ne înțelegem că nu suntem demiurgii planetei, nici noi, nici alții inventați de noi, ci pur și simplu natura trebuie să fie respectată. Atunci când s-a decis închiderea muzeelor, o perioadă, câteva zile, microrezervația cu un filtru sanitar subsecvent a rămas deschisă. Imediat după aceea însă a trebuit să închidem și microrezervația, fiindcă suntem încadrați într-un muzeu și atunci când la nivel central s-a decis închiderea tuturor muzeelor, s-au închis și grădinile zoologice. Locuri în care oamenii se adună. Bineînțeles că atunci când s-a dat și decizia cu oamenii să stea în casă, ce rost mai avea să ținem grădina zoologică deschisă? După ce se va termina această carantină, când oamenii vor putea ieși afară cu anumite restricții, în anumite condiții, condiții pe care le prevedem de acum, le luăm în considerare de acum și ne gândim cum să ne organizăm, vom putea deschide microrezervația. În consecință am făcut niște reparații, am făcut niște amenajări și continuăm să facem niște filtre dezinfectoare, niște trasee în care intrarea să fie separată de ieșire, evident acest lucru, ea este, dar trebuie să fie mai evident pentru vizitatori. Vom putea avea posibilitatea să oferim acces în microrezervație vizitatorilor cu păstrarea distanței sociale, cum acum e o terminologie nouă, distanțarea socială. Până acum ne gândeam cum să socializăm mai fizic și mai puțin digital, acum ne rămâne digitalul spre socializare, iar socializarea să o păstrăm cel puțin o perioadă de la distanță.